Așa cum am și informat, m-am deplasat de la Mare Mare în sfârșit de... Și cu cine mai ieri riguroasă acestui accident? Bine, și înainte de asta, specialiștii vreau să... De la Remi? Da, sigur, de la Serviciul de Protecția Mediului, prin inginerul Moiș. Bun. Și să nu fie reprezentat Ministerul Industriei aici. Să știți că noi, eu și domnul German, suntem salariați de probleme care țin de industria românească, nici măcar nu are bunul simț să fie prezent când se produc. A discutat cu domnul prim-ministru la telefon și l-a informat că nu sunt probleme grave, pentru că nu e vorba de cianuri cum a fost data trecută. Și cu asta s-a terminat tot. Deci nu e vorba de persoane, e vorba de reprezentarea unui minister care este forul tutelar. Și să aduceți... Deci dumneavoastră nu vă puneți pe mine la punct. Nu vă pun la punct, numai v-am rugat frumos pe dumneavoastră, pentru că aici sunt 2400 de oameni care de astăzi nu au de lucru. Și domnul deputat Roman, tocmai în momentul când ne deplasam noi la Borșa, e posibilă venirea dânsului mâine sau în zilele următoare. E la vizul autorității de mediu de Ciuma Ramureș. Lucrul acesta nu este adevărat că nu a fost deloc o impunere. Deci aceasta nu e o abordare politică. Și de la cauze la edicte, la modul cum se ține situația sub control acum, nu am dat. Haideți să discutăm de un plan ca să înceapă. Cerea Remin și a sucursalei acum pentru stoparea de versări. Ce a luat? De prima, ce s-a făcut până prima acum? Gotei apei la 800, când a început să intre prin tub sub apă, motoarele la jumate diametru. Datorită și acestui se repune și deja sunt lucrările în curs la fața locului pentru cea de-a doua pompă, preparare care m-a sunat acasă, să continue și la maestru din Iaz, la conducătorul de formație, să continue evacuarea cu pompele